într-o atmosferă departe de zgomotul apăsător și uneori agresiv al societății în care trăim, într-o lume cumva suspendată în timp, îmi face plăcere să îl am în intervalul nostru pe Robert Turcescu. Bine ai venit, Robert! Mulțumesc pentru invitație, Marina, mă bucur. Și eu mulțumesc și foarte mult. E într-adevăr un loc aparte și cred că n-am filmat niciodată într-o atmosferă atât de caldă. Noi chiar așteptăm fiecare invitat și cu subiectivitățile noastre permise aici, unde lumea realității este ușor estompată. E adevărat că nu de tot, pentru că venim din ea și la un moment dat, târziu în seară, ne retragem în ea. Dar cred că putem vorbi despre orice, într-un loc în care numai noaptea este cu noi. Deja din 93, Robert Turcescu este în presă. Sunt atâția ani. Te-ai gândit vreodată, ai privit vreodată înapoi, fără mânie, la anii aceștia, poate grei, poate neliniștitori, dar care te-au definit ceea ce ești astăzi. Ai încercat în momentele tale de repaus, de tihnă, de odihnă, cum îți propun să fie această oră, să te uiți înapoi și să-mi spui ce vezi? M-am uitat de mai multe ori. Pentru că m-au obligat situațiile în care am ajuns de câteva ori în această meserie să mă uit foarte atent înapoi și să-mi dau seama sau să încerc să-mi dau seama dacă mai e cazul să merg mai departe într-o astfel de profesie. Fiecare dintre noi în meseria asta, care presupune foarte multă zbatere, foarte multă muncă, foarte mult consum nervos, are, cred că, opriri de etapă când îți spune că ar trebui să schimbe ceva, că ar trebui să facă altceva, că poate ar trebui să se desprinde complet, că poate ar trebui să reevalueze cumva toată această zbatere, dacă într-adevăr merită, dacă nu merită. Și atunci, în momentul în care m-am uitat la începuturi, să spunem, sau la anii de început, am încercat să văd dacă mai găsesc sau dacă regăsesc o stare de bucurie interioară, de idealism, aș putea spune. Eu am pornit în meseria asta gândindu-mă că pot să schimb lumea. Știi, adică n-am pornit gândindu-mă că vreau să fiu celebru sau că vreau să apar la televizor. Ideea mea de jurnalism în 1993, 94, 95 era că împingând lucrurile cu cerbicie, cu foarte multă forță, cu foarte multă încredere, o să ajung să trăiesc într-o lume așa cum îmi închipuiam eu că trebuie să fie lumea românească. Adică atât de tare eram supărat pe ceea ce trăisem în anii de dinainte de 89, pentru că i-am întâlnit, m-am intersectat cu ei, conștient fiind, nu eram în puști, i-am simțit. Atât de legat mi se părea că sunt în anii 90 sau în anul 90 de liceu și îmi părea rău că nu sunt pe marginea cuibului să pot să zbor de acasă, să mă duc în lume mai repede, și mă ținea liceul legat de locul natal și de familie, încât în momentul în care am evadat sau în momentul în care am plecat de acasă în 1993 la facultate, am plecat cu un dor nebun, cum spuneam, să schimb lumea din jur. Nu, n-am plecat în căutarea gloriei, a faimei, ci conștient că o meserie cum e asta, a jurnalismului, așa cum apucasem să o văd cumva în orașul meu natal, în Pitești, și după aceea cum am începusem să o adulmec aici în București, are o forță extraordinară. Are un impact extraordinar. Nu m-am gândit la momentul acela la bani, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu mulți dintre studenții pe care i-am astăzi de la jurnalistică și care mă întreabă din primul an cât se câștigă în televiziune. Se câștigă mai bine decât în presa scrisă? Nu m-am gândit la momentul ăla că vor trece 20 de ani și voi avea din când în când un gust amar în legătură cu meseria asta.
Nu vreau să par patetic, vreau să înțelegi și să mă înțelegi când îți spun lucrurile astea. Pentru că uneori mi se pare că este o distanță mult mai mare de 20 de ani față de acel moment. Mi se pare că s-au schimbat lucrurile nu neapărat cu o repeziciune extraordinară, dar atât de profund. Și n-a spune că s-au schimbat, ci mai degrabă că s-au alterat. Atât de tare, încât orice privire retrospectivă, orice încercare de întoarcere în timp la acei ani de început pentru mine în meseria asta, mă transformă într-un soi de marinar așa aflat pe o punte și care se uită printr-un ocean undeva într-o foarte mare zare sau la foarte mare depărtare. Dar nu spre pământ. Da, lucrurile s-au schimbat. Crezi că s-au schimbat? Spuneai că n-au evoluat, ci mai degrabă au involuat. Sau poate schimbarea o vezi în rău, nici nu ca o degradare? Nici nu știu dacă mai sunt comparabile, Marina. Adică eu cred că meseria de jurnalist, să spunem, atât cât am apucat eu să o cunosc în anii de dinainte de, să spunem, momentul de cotitură al apariției internetului și al invaziei lui pe care a produs-o în presă, adică anul 2000, să spunem, deci perioada asta așa de 7 ani, 93-2000, mi se pare că deja e o altă lume. Adică uneori a compara ceea ce s-a întâmplat atunci cu ceea ce se întâmplă acum, nu ține comparația asta. Compari mere cu pere, compari o lume medievală cu lumea modernă. Chiar așa simți? Și atunci, dacă e să comparăm felul în care se făcea presă până în 89, pentru că noi am avut profesioniști și în radio, și în presa scrisă, și la televiziune, jurnaliști care și-au asumat puncte de vedere, care au avut poziții atât cât s-a putut, care încercau în ziarele vremii să spună lucrurilor pe nume, să facă reportaje fabuloase. Deci, practic, ar fi un până în 89... Un după până, 89, exact. Un pic până prin anul 2000 și ceea ce trăim cam din anul 2000 în coace. Cred că sunt etape, cred că sunt, așa și, am putea să mergem mai departe, spre perioada interbelică, am putea să mergem spre... Păi eu vreau să ne întoarcem acolo la un moment dat, să comparăm niște lucruri. Lucrurile... Dar tu simți că ai schimbat ceva, simți că implicarea ta, devotamentul... dăruirea pe care ai avut-o de la reporter, la redactor, la om de presă scrisă, nu ai început la Curierul Național, cu scrisul. După ce ai făcut radio, la Radio Total, la Europa FM, ai avut poziții, cum se spune astăzi, de manager, deci ai dirijat cumva niște lumi, niște minți, ai organizat lucrurile. Ai fost și aici în televiziune, la matinal, un program greu de dus. Am lucrat în agenție de presă. În agenții de presă, exact. Am fost foarte curios și sunt în continuare destul de curios când vine vorba de această meserie, mai ales că schimbările, cum spuneam, sunt majore și se produc o repeziciune uluitoare. Dar în anii aia eram foarte curios să văd ce se întâmplă peste tot. Adică prea puțin îmi păsa dacă... plecam la un moment dat, să spunem, din presa scrisă și mă duceam în să lucrez pentru o revistă, pentru un săptămânal, să spunem. Uneori le duceam în paralel. Cred că te gândești la zile, Dilema, colaborarea de la Dilema? Mă gândesc la colaborarea cu Dilema, mă gândesc la colaborări cu alte reviste unde scriam, uneori pentru a câștiga un ban în plus, alteori pentru a încerca să pot să scriu, să spunem, mi se ofereau 3 pagini, să spunem, să scriu la un moment dat într-o revistă, să pot să scriu un reportaj. Asta la ziar prindeai cam greu, sau poate chiar deloc. Sau poate deloc. Da, era greu să se întâmple așa ceva. Dar am prins la evenimentul zilei și momentul în care mi s-a dat o pagină de ziar, să spunem, sau chiar o pagină și jumătate pentru anchetă jurnalistică, sau pentru reportaj, sau pentru interviuri. Ceea pentru ce era... asta ai luat și premiu, pentru reportaj. Mai ții minte pentru ce exact? Am luat un premiu pentru un reportaj care... se intitula Blestemul Pământului și era un reportaj despre cutremurul din Turcia din 1999 de la Golciuk, unde am fost și lucrurile pe care le-am văzut acolo m-au marcat teribil și cred că asta s-a simțit și în scris la momentul respectiv. În fapt, în meseria asta mi-am dat seama la un moment dat că eu nu vreau să merg pe în șabloane, nu-mi plăceau șabloanele absolut deloc.
Și atunci, în permanență, am inovat. Mi-aduc aminte că nu aveam bănci de sunete, de exemplu, la Radio Total. Și că nu aveai de unde să iei zgomot de pași. Dacă voiai să ilustrezi la un moment dat un mazicar... Asta e numai la radio. Dacă voiai să ilustrezi un material cu zgomot de pași, de unde îi luai zgomotul de pași? Atunci mi-aduc aminte că am inventat un lucru, m-am dus într-o stație de metrou, cred că la Piața Unirii, și vreme de o jumătate de oră am mers cu microfonul atârnat așa, să-l țineam de fir și microfonul era jos la nivelul pașilor și am înregistrat tocuri de doamnă mergând prin stația de metro, înfipte în pământ. Am înregistrat pași grăbiți, pași și târșiți și așa mai departe și am reușit să aduc în radio, să spunem ușor, ușor, tot soiul de sunete. După aceea am pus pe colegii mei să înregistreze zgomote de mașini care pleacă de la semafor, camioanele acelea când duduie, vorba aceea, până și apartamentul în care locuiești. Îl știm cu toții, sunetul acela. Și am creat în timp, aveam la Radio Total o astfel de bancă de sunete, improvizam foarte mult, sau mai bine zis, ne descurcam, dar voiam să sune altfel. Și la vremea aceea, radioul ăla chiar suna altfel. Nimeni nu făcea pur și simplu o relatare. Ea trebuia ilustrată, ea trebuia să-l poarte pe ascultător undeva acolo unde se întâmplau evenimentele. Din punctul ăsta de vedere, cred că... Deci uite bucuria. Da, uite, mi-aduc și acum aminte cu foarte mare bucurie de lucrurile astea. Și mi-aduc și... am avut întotdeauna în minte un lucru, nu știu de unde l-am auzit, cred că l-am auzit într-o redacție undeva, dar nu mai țin minte. Era din atâtea redacții. O frântură așa, dintr-o discuție, cred. Când cineva, cred că un redactor șef sau un șef de secție, la un moment dat a spus că nu mai suportă oamenii care au de îndeplinit o sarcină și se întorc spunând că n-au reușit. Nu vreau să mai aud cuvântul nu, cineva a zis la un moment dat lucrul ăsta. M-a marcat atât de tare treaba asta, încât ani de zile, dacă mi se dădea să rezolv o sarcină, să spunem, în serviciu, să scriu un reportaj, să găsesc pe cineva, să iau o declarație, să fac ceva, încercam și am și reușit foarte multă vreme să nu ajung în fața șefului de secție sau redactorului șef să-i spun, știți ceva, omul ăla n-a răspuns la telefon sau nu e de găsit, îmi pare rău, n-am reușit să obțin documentul pe care trebuia să-l obțin. Nu știu ce făceam, intram pe geam, cum se spune, da? Îi făceam cu ochii secretarei primarului, îi duceam flori. Captați-o benevolențis. Exact. Încercam să găsesc tot soiul de metode, de formule prin care să obțin în cele din urmă sau să duc la îndeplinire lucrul ăla pe care l-aveam de făcut. Mi se părea că rotița care era eu în angrenajul ăla sau în mecanismul numit redacție, dacă nu funcționa, se ducea naibii tot. Stătea în loc totul, așa mi-i chipuiam, că sunt parte dintr-un mecanism care trebuie să meargă foarte bine și nu pot să fiu tocmai eu bucățica aia de mecanism care se gripează și care blochează absolut tot. Și atunci, cred că de aici a venit, sunt mulți dintre colegii care mi-au fost la un moment dat, să spunem, șefi în redacții, cu care acum mă întâlnesc la emisiuni, sunt invitați în emisiunile mele și care, din când în când, când stăm de vorbă la o cafea sau la un ceai și povestim despre vremurile acelea, îmi spun, bă, știi, ăsta era lucru foarte fain la tine. Care? Că îți dădeam să faci ceva, aveai ceva de făcut și nu știu cum naiba de a reușeai, într-adevăr, să faci lucrul respectiv. Să nu vii să spui, n-am reușit, nu l-am găsit, nu era, îl scoteai de undeva. Din pământ, din iarbă verde, de la amantă, de la soție, din spital. Individul ăla, dacă trebuia să dea o declarație, în cele din urmă... Deci, într-un fel, crezi că asta a fost miza, semnul... Sunt foarte încăpățânat, Marina. Sunt foarte încăpățânat. Sunt un individ care își propune, când își propune un lucru și vrea să-l facă cu adevărat, face orice pentru a se întâmpla acel lucru. Uneori, încăpățânarea asta m-a costat, să știi. Pentru că încăpățânarea mea se confundă de foarte multe ori cu libertatea de a face lucruri. N-am suportat să mi se spună în redacții, știți, asta n-avem voie să scriem. Sau asta, personajul ăsta ar fi bine să-l evităm, pentru că este prieten cu patronul sau e prieten cu redactorul șef. Sau este unul dintre cei care finanțează publicația.